UPL vă recomandă Signal și Rancona. Creștem împreună. Cantitate și calitate fără... Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spun Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Iată că începem un nou sezon. Astăzi e 7 septembrie, o zi importantă pentru noi, dar și pentru dumneavoastră, pentru cei care ne urmăriți aici la Agro TV în fiecare seară, de luni până joi, începând cu ora 20. Și dacă e prima ediție, avem și invitați de marcă, avem și subiecte importante, incitante pentru fermierii români. O să discutăm despre secetă, despre ajutoarele acestea pe care le așteaptă fermierii românii, fermierii care au avut și au probleme pe mai departe. Din păcate, seceta instalată a creat multe neplăciri, multe probleme fermelor dintr-o anumită zonă a României, iar oamenii aceștia au multe pătimit, nu numai în momentul de față, dar și de acum încolo. Cum îi ajută Ministerul Agriculturii, cum îi sprijină guvernul, cred că ați aflat din emisiunile noastre, din reportajele noastre, din buletinele de știri. Dar venim de fiecare dată cu noi și noi informații, informații care sunt menite să vă ajute, să vă sprijine și să vă ghideze, pentru că e foarte important să știți ce aveți de făcut în perioada următoare. Nu e o perioadă simplă, e o perioadă destul de complicată și prin prisma acestui COVID, care a pus mai multe probleme pentru fermierii români și în mod deosebit pentru cei calamitați afectați de secetă. Vorbim așadar și de fenomenele meteo extreme, de schimbările climatice, schimbări climatice care și-au făcut apariția de ceva vreme în țara noastră, numai că nu știu dacă am reușit să gestionăm situația așa cum se cuvine și dacă deciziile pe care le-am luat până în momentul de față sunt cele mai bune. Da, asta rămâne să apreciați dumneavoastră. Vreau să vorbim și despre tehnologie, pentru că e foarte importantă tehnologia. O să vedeți mai multe materiale, mai multe reportaje pe care le-am realizat în țară în perioada aceasta. Două săptămâni am mers în vestul României. E o zonă binecuvântată de Dumnezeu, pentru că acolo au fost ploi, au fost precipitații atunci când a fost nevoie, când a fost cazul, iar diferențele dintre fermierii din sud, fermierii dobrogeni și cei din vest sunt vizibile, le poate remarca oricine care ajunge în zona respectivă. O să vedeți câteva reportaje, așa cum vă spuneam un pic mai devreme, ce ne spun cei implicați de acolo, aflați tot în seara asta aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport. Dar până atunci dați-mi voie să îi salut pe primii mei invitați din acest nou sezon și totodată vreau să le mulțumesc pentru faptul că sunt prezenți aici în fața dumneavoastră. Și o să încep cu domnul președinte al ASAS, Valeriu Tabără. Bună seara, domnule președinte, mulțumesc tare mult pentru faptul că sunteți prezent în studio la Agro TV, la Agricultura, la Raport. Îl salut de asemenea și pe domnul Nicu Vasile, președintele la PAR. Bună seara și noastră, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea pentru prezență. Bună seara. Cred că avem multe subiecte pe care le vom trata în cele două ore de emisie. Două ore importante, pentru că căutăm să dezbatem multe informații și totodată să venim cu sugestii, cu propuneri pentru fermieri, dar și pentru cei implicați, pentru cei care decid soarta agriculturii românești. Întâi de toate, aș da cuvântul domnului Vasile, cu permisiunea domnului ministru Tabără, pentru că dumnealui e și fermier, e calamitat, afectat de secetă. Cred că așteptați și dumneavoastră, ca mai toți fermierii care se găsesc într-o astfel de situație, acele ajutoare. Ce ar trebui să înțeleagă oamenii, pentru că nerăbdarea pe care o au unii dintre fermieri e pe deplin justificată. Nu sunt lucruri pe care dumnealor le solicită doar așa de dragul de a cere ceva ministerului. Vorbeam chiar un pic mai devreme cu un fermier care spunea că e gata să lichideze ferma, numai că cei care vin să cumpere fermele oferă prețuri de nimic. Derizorii. Derizorii.
Da, săptămâna trecută am avut întâlnire cu fermierii din o parte din fermierii din sud-sud-estul României și chiar discutam problemele pe care le avem noi cei din partea de sud-sud-est a României. Încă din 86, Academia de Științe Agricole a făcut un raport, și domnul președinte poate să mă contrazică, privind factorii limitativi de producție în România. Iar zona aceasta e caracterizată prin secetă. Da? Eu spun de câțiva ani de zile că trebuie să ne așteptăm și la secetă. Inclusiv trebuie să ne facem un plan de afaceri pentru a preveni și această problemă, seceta. Am problemă, într-adevăr. Am tot spus de cercetarea românească, am tot discutat de anumite lucruri. Dar noi nu vedem un singur lucru. Aceste canale de irigații care au fost făcute până în 90 cu cheltuieli colosale, le-am stricat. Efectiv, le-am stricat. Vrem să le repunem acum în funcțiune, dar e foarte greu. E adevărat, la porumb, pe zona mea, facem undeva la 2 tone. Din iunie eu n-am mai văzut ploaie. Nici în iunie nu prea am văzut ploaie. Acum 23 zile au venit 76 de litri pe metru pătrat, în decurs de 24 de ore, dar insuficient. Avem un deficit de apă în sol de peste 600 de litri de apă. 76 de litri înseamnă aproape nimic. Așteptăm cu nerăbdare, e adevărat, această subvenție sau ajutor. Ajutor pe calamitate. Dar noi trebuie să construim strategii de preîntâmpinarea acestor. Dacă la anul va fi iar secetă. E foarte posibil să fie secetă. Ne-am întâlnit și cu e un fenomen care creditorii, se repetă. Ne-am întâlnit. Toți fac într-o formă sau alta afaceri. Că discutăm de bănci, că discutăm de... Ce să vă spun? Noi, în primul rând, trebuie să fim uniți, ceea ce nu prea există. Și îmi cer scuze, nu... Dar e adevărat că deranjăm dacă spunem adevărul. În România primează interesul individual, nici pe departe cel de grup. Și atunci, de aceea, fermierul, dar nu numai fermierul, întreprinzătorul în România are foarte mari probleme. În loc să venim să-l sprijinim, am un depozit pe zona Călărașului. Mă chinui din februarie să introduc curent trifazic. Din februarie, uitați-vă, suntem în luna septembrie. Nu se poate așa ceva. M-am dus la Enel Călăraș la ora 8:30, mi-a dat bun de ordine. La ora 3. Păi eu stau până la ora 3 după dumneata. Domnule, dar sunt 7 luni de zile. Și vorba aia, serviciul ăsta îl plătiți, nu vi-l oferă degeaba. Exact, uitați-vă, și plătești în continuare, și devii contribuabil. Am și plătit, nu? Decât să introducă curentul. Sigur. Nu vă supărați, înainte la bănci aveam ghișeu pentru persoane fizice. Asta e una dintre explicații. Au monopol anumite companii și atunci vedeți? Fac ce vor. Să știți că în situația dumneavoastră mai sunt și alții, printre care mă număr și eu, tot cu această companie despre care ați făcut dumneavoastră vorbire, dar nu e cazul să discutăm acum. Da. Da, dacă plăteam 3.000 de lei, acum vine 30.000 de lei pe lună de zile. Nu înțelegem de ce. Facem demersul și toate celelalte. E adevărat că aici nu ne facem noi datoria, că instituțiile statului, nu vă supărați, nu e făcute doar să vină în control să dea amenzi, ci să coordoneze și să ghideze agentul economic să facă ce? Plus valoare. Că și bugetarul și agentul economic are același interes de a crea plus valoare prin ce? Agentul economic, prin profit, să dea impozit pe profit, să se ducă la bugetul de stat, iar bugetarul să aducă cât mai mulți bani la buget, dar prin impozit teoretic pe profit. Teoretic așa stau lucrurile, numai că în practică ele problemă. Nu mai funcționează la fel. Profitul e un pic mai mic, impozitul e mai mic, că e profitul mai mic, sau chiar profit zero. Nu reușim să realizăm aceste... Nu spus o valoare de transfer, da. Știți? N-am auzit până acum vreo cât ceva timp de ea. Domnul președinte, dar valoare de transfer. Avem... În România. Gândiți-vă că la anul România va avea o mare problemă. Am discutat, noi aveam PIB-ul făcut din consum și atunci raportam împrumuturile României la PIB-ul acela care era, eram leii Europei, da, era prin acel consum pe care îl crea România. Acum nu o să mai avem consum, o să vedeți că de la 40% cât era gradul de îndatorare a României la începutul anului, chiar până în aprilie, o să vedeți acum, la că să, eu, din punctul meu de vedere, undeva la sfârșitul anului, gradul de îndatorare a României va depăși 80%. Și atunci, ce preț să mai ia fermierul român pe ferma respectivă? Păi n-am forță de muncă. Forța de muncă este slab pregătită. Nu căutăm tot timpul. Nu există. Trebuie să fie ce? Un lanț. Uitați-vă, țările din vest, chiar am făcut un comunicat de presă în care la fiecare kilogram de produs pe care îl vinde cei din vestul Europei, câștigă de 7 ori mai mult decât câștigăm noi. Adică câștigă 1,58 de euro pe kilogram, iar noi câștigăm 0,21 de euro, conform Eurostat. Nu conform nu știu care e, ce spune Nicu Vasile.
Înțelegeți? Aici e marea problemă. Păi el dacă câștigă de 7 ori față de ce câștig eu, atunci aș permite să-mi atragă și forța de muncă. Da, pentru că era și un control al pieții. Și un control, nu un control, exact. Dar oricum își poate spune punctul de vedere în piață. Fermierul român, de când a vândut produsul, nu mai are niciun cuvânt de spus, nicăieri. Ori aici este una dintre marile probleme ale noastre de funcționalitate a întregului sistem. Vorbesc de ferme, că pe partea cealaltă sunt altele. Apropo de ce spuneați de consum. O construcție a unei economii bazată numai pe consum înseamnă să ai extrem de multe vulnerabilități. Iată un an care este ca cel de acum și noi am discutat tocmai aici la Agro TV, mai cred că în februarie. Da. Inclusiv l-am amintit și prezența mea în februarie în Dobrogea și cu domnul Manole, cu doctorul Manole, am făcut o tură cât am avut posibil într-o zi și am văzut ce urma ca dezastru și am avertizat. Noi Academia am dat tot de la 15-20 de zile situații legate de rezerva de apă și evoluția vegetației. Noi trebuia să pregătim. Eu am spus și atunci și spun și acum. Doamne ferește să am toamna aceasta cu deficit de umiditate. Ca să nu pot intra nici acum în normalitate. Sau o iarnă din nou fără precipitații, cum am avut anul trecut. Pentru că determinante a factorului acesta de secetă a fost lipsa precipitațiilor de iarnă. Noi nu suntem pregătiți din multe puncte de vedere. Noi vorbim sigur de irigații. Și am auzit critici la adresa ordonanței 82. De aia care critică, nu spun că tip de 7-8 ani nu s-a dus nimic și că raportul dintre TESA și executanți era de 1-4 în favoarea TESA. Și când a venit ordonanța, în loc să faci o restructurare de personal corectă, legată de ce înseamnă, ai lăsat tot pe TESA din birouri și nu pe cei care trebuiau să fie acolo. Eu aștept la o dezbatere reală, pe date, nu pe povești. Și datele acestea sunt în minister, pentru că au fost făcute la vremea aceea. A doua problemă, nu e vorba numai de irigații. Și mai ales conceptul, pentru că noi am avut, după câte știu, o perioadă în care și dacă am fi vrut să irigăm din Dunăre, nu ni s-a lăsat să luăm apa peste un anumit tip de volum, un anumit volum. Atunci prejudici, cum este și cota, de pildă, a Egiptului la Nil. Nu poate lua Egiptul, chiar dacă e la intrare în Marea Mediterană, decât o anumită cotă de apă. Că așa este pe pubile acestea interne. De acum, și mă bucur că în ultimul timp am auzit de a intra într-un anumit stil și să introduc în sistemul acesta agricol managementul apei. Adică, cum s-a spus, a plouat acum într-o zonă 70 de litri. Câte rămâne în sol? Mai ales dacă e un pic pantă și bătătorit și solul, compactat. Nu rămâne apă. Eu nu am avut precipitații și dacă luăm media precipitații anuală, ceea ce tot spune doamna Mateescu și excelente ieșiri le are aproape întotdeauna cu analize foarte corecte, noi avem numărul de precipitații, nu ca și temperatura a crescut și a rămas acolo sus. Dar ele nu sunt repartizate cum trebuie. Doi, vin pe teren care nu mai este pregătit pentru ce înseamnă magazinarea. Și cum să facă arăturile nu este corect ca să pot reține și cantitățile mai mici de apă. Eu am scris acum și o să vin cu o chestiune legată de cultura rapiței, un material. Pentru că eu ar trebui să am în tot timpul ca obiectiv numărul 1 cantitatea de apă necesară pentru răsărire și pentru rădăcinare. Asta nu pot avea dacă țin un câmp nearat o lună de zile. Unii vin și știți, n-am putut că era tare. Nu. Chiar dacă numai 2 cm. Apropo că a spus că discutăm despre tehnologie. Numai 2 cm am intrat în sol, dar am spart capilaritatea. Și obligă apa aceea care îmi circulă în pământ, care e un sistem buretos, să spunem așa, ca să înțeleagă mai multe lume, iar apa aceea nu mi-ajunge la suprafață să se evapore, ci se acumulează la nivelul de 15-20 de centimetri. Și atunci, după răsărirea rapiței, nu se uscă peste 2 săptămâni ca dat în uscat, ci dă în apa aceea de rezervă pe care eu o gestionez. Sigur că e o chestiune care, dacă într-o anumită situație, cum a fost vara aceasta, degeaba ai lucrat așa că tot ai pierdut apa. Și apoi ne-am intrat și anul trecut în anumite zone, cum este Dobrogea, partea de sud-est a României, sudul Moldovei, chiar Moldova până la Iași, cu anumit deficit și nu unul oarecare, unul mare de apă în sol. Și asta e o mare problemă, inclusiv în reglarea tehnologiilor. Și mai avem o problemă. Și le-am discutat-o și pe mine, m-au auzit multă lume discutând, chiar în contradictoriu cu mulți, că nu e numai problema secetei pedologice. Pentru noi cea mai gravă problemă a fost și anul acesta, ca și ultimii ani, seceta atmosferică. Arșița împreună cu seceta atmosferică. Șocuri termice foarte mari,
lipsă de umiditate și dacă ați observat, și floarea soarelui a început să se uște de la Calatidiu în jos. Floarea soarelui, în mod normal, se uște de jos în sus. Pierde frunzele, are vreo 36-40 de frunze, o suprafață foliară cam 4 la 1, chiar 5 la 1 la anumite hibrizi, dar în și elimină fără probleme. Dacă rămân 8-12 frunze pe rapiță, pe plantă, face 4 tone, fără probleme. Dar reglajul este, când se uscă de sus în jos, cum s-a întâmplat și anul acesta, producțiile sunt foarte mici. Pentru că uscă calatidiu. Mai mult, la porumb. Eu m-am speriat când am văzut acum știuleții. Chiar acolo ne s-au gust știuleți. Pentru că nu sunt hibrizi adaptați la condițiile noastre, sunt și ștafi. Boabele stoarse. Mergem mai departe pe un dentiformis. Asta e o convarietate, sigur, foarte productivă. Da, dar când este vorba de apă și mai ales de unitate, bobul nu se umple normal. Ne-ar trebui să schimbăm și ați dat reportajul cu fetele, cu doamnele de la Fundulea, care au orientare pe indentata, pe indurata și pe aurista. Sunt două convarietăți care sunt, aurista este un hibrid între indurata, bobul mic și tare, la porumb sticlos, și identata, care este bobul acesta făinos. Este între ele, iar cu o rezistență bunișoară la dar acolo are o altă problemă, maturizarea tuleului la porumb. El cu cât este mai tare bobul, cu atât se uscă mai încet. Pierde apa mai încet bobul. Trebuie să ai răbdare să fie adaptat pentru așa ceva. Mai e o problemă. Sigur, asta nu face parte din situație, dar haideți să revin la subiect cu seceta. Eu m-am dus și am văzut până la Iași. Am fost chiar cu președintele Comisiei de Agricultură și cu un fost secretar de stat. Aveau un plan să vadă câteva unități și a vrut să vadă și unități de cercetare de ale noastre. Eu m-am speriat ce am văzut mergând spre Moldova. Așa ceva n-am văzut în 50 de ani de activitate. Uscarea aceasta de sus în jos. Mai mult, au fost puși unii în situație să semene târziu. Apropo de discuțiile cu domnul Manole, nu? Cu semănatul, cu aducerea epocii, în momentul semănatului mai în față. Și aici trebuie bine analizat, că de pildă floarea soarelui la dânsul a rămas pitică. Mai sunt și reacțiile la lumină ale unor plante. Nu poți depăși un anumit moment, pentru că nu mai faci stadiul de lumină cum trebuie. Și ți-l lasă pitic planta. Îți limitează, sigur, capacitatea de producție. Noi de-aia vă spuneam că cercetarea și condițiile climatice, problema preconizată ca principiu general în Green Deal, în viitorul plan strategic și politică agricolă comună. Asta nu se pot face fără cercetare și din punct de vedere a creierii de biotipuri și forme biologice cu toleranță, în primul rând, la această arșiță atmosferică pentru România de luna iunie, iulie și august, da? Și în același timp să-mi fac acele plante la care se reduc consumul de apă. Un randament mai bun de valorificare a apei, acel coeficient de transpirație, da? Sau consumul specific a unei plante printr-o creare a unui organism cu un metabolism deosebit, eu pot să fac producție de mare, de 10-12 tone la porumb, dar cu un consum de apă redus. Dar pentru asta trebuie să creez organismul de acest tip și se poate. Că de-aia este această inginerie genetică pe care, din păcate, Uniunea Europeană n-a înțeles-o sau nu vor să o înțeleagă. România, cu atât mai mult, a devenit o slugă. În condițiile climatului, unui climat care este unic în Europa. Și în Ucraina sunt probleme mari cu seceta atmosferică, dar în România sunt chestiuni de șoc. Anul ăsta, la început, chiar mi-a venit să cred că nu o să avem, dacă vă amintiți, luna iunie. Ei, dar iată că a venit. Și când seamăn târziu porumbul, când mă duc târziu cu floarea soarelui, când mă duc mai târziu cu soia, nu mai vorbesc dacă aș avea sfeclă în condiții de neirigare. Ar fi prăpădul lumii. Tocmai datorită acestei, repet, nu se, și vă dau un exemplu. Iertați-mă o secundă. Vreau să luăm un solo spot și apoi am o întrebare atât pentru dumneavoastră cât și pentru domnul președinte Vasile. Creștem împreună cantitate și calitate fără stres aplicând produsele naturale AgriTecno pentru cultura ta. Alegi biostimulatorii din gama AgriTecno, alegi performanța. Nu. Am revenit în direct. Domnule președinte Tabăr, domnule președinte Vasile, câți dintre fermieri aplică tehnologia despre care vorbea domnul ministru Tabăr mai devreme?
cât știu să aplice, cât țin cont de lucrurile astea. Până la urmă, pentru mulți poate par niște... Vreți un procent sau cum? Da, cum considerați dumneavoastră? Fermier, la ce ne referim? La cei care sunt declarați la Comunitatea Europeană, cei 3,5 milioane? Păi, cred că la ei ne referim, sau 570. Cei care sunt pe sistemul APIA, de pildă, da? Exact, cei declarați. Dar dacă spuneați puțin mai devreme de arătură, noi, în primul rând, cum am dat terenurile, proprietate, mă refer aici în zona de a doua de cultură, zona de Leroasă, am dat din deal în vale. Ne-am dat pe curba de nivel. Cum pot eu să aplic arătura? Că spuneați mai devreme. Din deal în vale, nu? Sau cum ară? Da. Deci noi nu știm nici măcar să... Nu că nu știm, nu putem. Că mereu spun de aceea comasarea, mult spun, cum faci, domnule, comasarea? Sunt atât de multe posibilități. Iar omul trebuie ajutat. Că discutăm de micul, de marele fermier, într-o formă, sau marele fermier de consultanță și micul, trebuie să existe o comuniune între acești fermieri, că toți tragem la aceeași barcă. Una peste alta, să știți că fermierul român dispune de aceste tehnologii. Avem tehnologii, suntem mult mai dotați decât cei din vest. Fără dar numai că poate. E o problemă aici, pe care eu am observat-o. Și vă dau exemplu și aceea și am să dau exemplu un fermier de formidabilă clasă tehnică, care se numește Gheorghe Nițu. Da. De la Mieileni. Îl cunoașteți? Da. Senzațional tipul. Și eu știu că cu anii în urmă am avut, nu mai eram ministru, cred că nu eram deputat, dar eu când am, după ce am vizitat Statele Unite, am venit cu niște chestiuni legate de ceea ce spunea și Șești în 1925. Domnule, nu trebuie întoarsă, dacă ar putea să fie evitată întoarcerea Brazdei în Bărăgan, ar fi un lucru senzațional. De ce? O brazdă expusă la soare înseamnă la temperaturi care ajung peste 50 de grade la nivelul solului, îmi distruge materia organică, mi-o descompune, este ca și când aș pune-o la foc. Doi, microflora, a treia problemă, nu mi-mi magazinează apa suficient. Unii spun și acum, nu domnule, că numai, unii confundă afânarea mai adâncă cu scarificarea, nu, sunt două lucrări total diferite. Total diferite. A doua, succesiunea lucrărilor solului sunt fundamentale în condiții de secetă, de făcut. Eu n-am voie să nu lucrez în agregat cu dezmiriștirea. Că o fac la 10 cm, funcție de umiditate, că o fac la 3 cm, ea este obligatorie. Și mai avem o problemă. De ce e nevoie cercetarea pe domeniul tehnic? Nu cel al promovării soiului, care se face ușor, acea publicitate comercială și așa mai departe. Partea tehnică este foarte... Și nu e suficient să am un utilaj performant dacă nu am tehnologia pentru el. Ce tip de cormană îmi iau ca să pun la plugul meu pentru un anumit tip de umiditate a solului? Sau ce cap de plug îmi iau ca să pot să intru pe un anumit tip, dau plugul? Că eu până la plug am mai multe de făcut. Eu nu concep, de pildă ca pentru rapiță, să nu am 2 săptămâni de zmiriștirea făcută imediat după recoltare. Nu concep. Și am mai spus-o, și studenților mei le spuneam, dacă pleacă inginerul în concediu după ce a recoltat grâu, să fie clar că în toamnă nu va avea probleme la semănat, la pregătirea terenului. Nu mai spun că văd și acum peste bară lăsate arături în brazdă crudă. Măi, frate, este una dintre... Cum pregătești acum pentru rapiță? Cu 3 discuri? Păi nu mai rămâne un pic de apă. Un pic de apă nu mai rămâne. Dar prin ceea ce vă spuneam, și este o lucrare și inclusiv îl admir pe profesorul Popescu, are 80 de ani, cred că l-am premiat, scrie și acum în revizie, vreau să vă spun că este unul dintre cei mai buni tehnicieni care scriu, nu cu așa, cu argumente și nu cu povești. Ori noi acum în cercetarea trebuie să introducem teme noi și privind rotația culturilor, sistemele de lucrare ale solului nu mai sunt cele de acum 30 de ani sau 40 de ani. Care nici măcar nu se știau. Auzim, bă, știți, nu trebuie să facem nu știu ce, numai lucrări superficiale. Și iau, sigur, nu se potrivește clima din Bărganul nostru cu ce înseamnă Iova. Păi de acolo, și mai e o problemă. Am discutat cu cineva, că iau toate rezidiile de paie și de masă vegetală, le duc și le transform în nu știu ce etanol. Am discutat cu un fermier mare pe care îl cunoașteți și vor să facem o întâlnire. Ce înseamnă? De unde mai bag materie organică în sol? Că una dintre cele mai mari probleme ale noastre, am mai discutat, este scăderea conținutului de humus din sol. Peste tot. Fără humus. Eu nu am baza de fertilitate nici măcar elementară.
Nici măcar aia. Aici mai avem o și în momentul, nu mai atât. Îmi cer eu scuze că trebuie să vă întreb, dar trebuie să luăm publicitate. În care, conform Dindirului, eu trebuie să-mi reduc 20 de îngrășăminte. Ce va face România? Pe terenul sărace. Publicitate și revenim. Mulțumesc.